Majoritatea dintre noi procedăm la fel atunci când avem o nemulțumire. Luăm hârtie, creion și ne punem pe scris sesizări. Dar oare câți dintre noi facem la fel atunci când avem o mulțumire? Femeia locuiește singură, aproape de zona industrială a orașului. De-a lungul timpului a făcut mai multe adrese la poliție pentru aceeași problemă legată de vecinul, despre care spune că este vinovat pentru distrugerea gardului. Când era zăpada mare în martie, în sfârșitul februarie și martie, atunci toată zăpada a căzut în grădină și el au căzut pe gard. Și atunci am făcut demersuri la poliție. S-a rezolvat, am făcut pace și am mulțumit și pentru el, dar am mulțumit pentru șeful miliției și pentru domnul Ilarie, care mult a umblat și a vorbit că ce e asta. Așa că... În scrisoarea trimisă poliției, Viorica Demeter le mulțumește profund șefului instituției și subalternului său. După faptele dumneavoastră a poliției, am constatat că, într-adevăr, sunteți oameni de suflet, care înțelegeți necazurile și ajutorarea noastră a vârstnicilor, deci sunt și niște legi nescrise omenești. Exemplul dumneavoastră al poliției Reghin ar fi bine de urmat pentru toată țara. Polițistul sectorist care s-a ocupat de sesizări spune că a procedat la fel ca în alte cazuri. A vorbit cu toate părțile zilnic, atât cât a fost nevoie pentru a rezolva conflictul. Problemele s-au iscat din cauza unui gard despărțitor dintre cele două proprietăți și până la urmă, din discuțiile purtate atât cu domnul Gliga cât și cu doamna Demeter, am ajuns la un consens ca domnul Gliga să-i repare pe cheltuiala dânsului gardul și s-a angajat ca pe viitor să aibă un comportament civilizat față de această persoană în vârstă, doamna Demeter, care s-a declarat mulțumită de rezolvarea problemei dânsei. Polițistul a fost și el profund impresionat de scrisoarea de mulțumire. A citit-o cu încântare și a remarcat că așa ceva rar se întâlnește la locul de muncă. Este clar că gestul femeii este impulsionat de apropierea sărbătorilor pascale. Aceasta nu doar că le mulțumește șefului poliției și subalternului său, dar le urează și sărbători fericite, viață lungă, succes în activitate. Pentru Jurnal de Reghin, Marcela German și Ionuț Cioloca.